ultimii ani am observat o apetență din ce în ce mai mare a elevilor turdeni spre toate domeniile, atât didactice cât și sportive. S-a creat o emulație pozitivă, spun eu, în ceea ce privește performanțele de care dați dovadă. Voi sunteți mândria Turzii și pentru acest lucru am hotărât să facem această gală de performanță a voastră, pentru că vrem să vă punem în lumina reflectoarelor. Și așa o să procedăm de acum în fiecare an cu toți elevii meritoși din municipiul Turda. Nici n-am putut să cred că la o inventariere a performerilor din Turda putem să avem atâția tineri care realizează performanță. Sunteți excepționali. Mie nu rămâne decât să vă urez mult succes. Vrem să vă premiem. Dacă până acum n-am făcut-o la maniera asta, uite că avem astăzi un eveniment foarte frumos în care o sală mare de ședință de la primărie este plină de elevi meritoși. Vă doresc mult succes în continuare. Foarte bucuroși și onorați de faptul că astăzi sunteți oaspeții noștri și ne dați ocazia să ne manifestăm aprecierea față de rezultatele muncii dumneavoastră. Vreau să vă felicit și eu, dragi profesori, dragi elevi, dragi părinți, suntem mândri de voi și vă doresc succes și de acum încolo și rezultate pe măsură.